Știi că ieșiți un pic pihol afară și așteptați. Am stat 10 minute, dar nu dura 10 minute, veni poliția și mi-a pus cătușă de reclamă. După ce soțul meu a ieșit primar, am spus că dacă Dumnezeu ne-a deschis această ușă, trebuie să facem și noi pentru ceva pentru oameni. Nunta a avut la loc la cort? La cort acasă, la mine, da. În curte? În curte, da. Și câți invitați ați avut? 4-500 de... 500. Era cortul plin. Ne completăm unul pe altul, dar cam greu să facem lucruri împreună pentru că avem fiecare ideea lui și nu cedăm niciunul. N-am adormit supărat pe soțul sau soția mea. Ați fost înfruntat vreodată cu situații în care să vi se impună, nu știu, uite, lucrez cu firma asta sau preiei contracte doar de la firme ale unui partid sau ale altuia sau cu omul din spate sau să vine ceva noastră să zică, uite, faci cu noi, ai și tu procent din treaba asta, se întâmplă? Mulți spun așa, mulți spun, băi, dar n-am câștigat anul ăsta destul, ești sănătos? Sunt. Roagă-te Dumnezeu, mulțumesc-te Dumnezeu, bucură-te de ceea ce ai. Da. Că dacă aveai bani și erai pe la spital, erai bun la asta, degeaba. Cu ce se folosește?